Salutare, prieteni! Bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Navetix pe bicicletă. Vă mulțumesc că mă urmăriți. Astăzi vreau să merg către casă pe ruta Calea Victoriei, Calea Griviței, șoseaua Chitila, apoi Chitila, Săbăreni. În mod normal nu merg pe ruta aceasta, dar vreau să vă arăt și vouă cum se circulă pe această rută. Probabil sunt mulți care locuiesc în aceste zone și vor să vadă care este traficul, cum se circulă pe bicicletă în aceste zone. În cazul în care vă bate gândul să mergeți cu bicicleta la serviciu sau să mergeți la cumpărături sau recreere, vă recomand să începeți în weekend, când este traficul mai lejer, dimineața. Sincer, nu vă recomand să mergeți pe trotuar. Este foarte periculos, acolo se găsesc copii, persoane care nu se așteaptă să dea de voi pe trotuar. Pe carosabil este altceva. Pe aici rulează vehiculele. Cei care spun că trebuie să mergeți pe trotuar sunt niște idioți. În general, vă recomand să aveți contact vizual cu șoferii atunci când nu sunteți siguri de intențiile lor.
n-ai ce să le ceri, doar să te ferești de ei, să fii atent. Doamne ferește să nu fii atent și să intre în tine. Mai departe pentru că o să oprească în stație și iar o să mă incomodeze.
face livrări, băiatul își mai permite un roșu ceva, doar că sănătatea e scumpă. Băia de treabă ăsta de Vrancea. E o ea? E un el? Haide, șeful. Asta e cam partea cea mai nasoală din commuting-ul ăsta. Podul Constanța. Cred că e nasol și pentru cei care merg în față. Eu o să fac stânga după pod. Bus. Aici pe șoseaua Chitila este mai lejer. Nu prea sunt semafoare până în centură. 2-3 semafoare dacă sunt. Se circulă bine pe ansamblu. Tot așa trebuie să fiți atenți la mașinile parcate. Și să aveți atenție la șoferii de BMW.
trăiască avariile. Așa e, dacă ții o mașină mare, bine că are servo. Am oprit. Așa se proceda pe vremea mea, așa am învățat eu la școala de șofer. În 2002 am luat permisul și am început să conduc în 2007. Suntem cu filmarea din a doua zi, de pe același traseu. Am filmat în două zile de vineri, cam în același interval orar. Și m-a speriat ăsta. Azi, în a doua zi,
traficul este mai relaxat. Probabil că au crescut cazurile de COVID-19 și lumea circulă mai puțin. Nu știu ce să zic. Mă pricep, nu sunt un specialist în trafic, în monitorizarea traficului. Pot doar să dau cu părerea. Unii cu bicicleta, alții cu mașinile, alții cu căruța. București 2020. Mersi!